Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, voi ați auzit că există ceva numit brânză vegetală? Brânză vegetală? Da, am citit. E tot din mazăre? Doamna, nu, stai că nu știu, e complicat. Deci doamna Bilic... Tofu sau... Nu, domnule. Nutriționista, am citit așa, nutriționista Mihaela Bilic avertizează că brânza vegetală îngrașă și nici nu are calități nutritive. Logic. Dar de ce îi spune brânză vegetală? Aparent, deci dânsa zice că este o invenție alimentară care îngrașă, făcută fără lapte, este mai degrabă, citez, o pastă de amidon, a cărui gust și textură sunt îmbunătățite, Sanchi, cu grăsimi vegetale. De ce zici? Grăsimi. Bun, deci e o pastă de amidon în formă cubică, deci un cub de ceva. Asta înțeleg eu, care are niște grăsime înăuntru. Vegetală. De ce să-i spui, da, ulei, de ce-o fi? De ce să-i spui brânză? De ce nu, să nu-i spui pastă de amidon comestibilă? Poate seamănă. Să-și inventezi un nume, să-i zici guangă. Guangă, da. Nu, guangă, nu guangă. Nu, inventezi ceva. Cred că aducea brânză, sau ce asta seamănă? Vrea să fie, și atunci, șoană, ca să nu confuzi, ca să nu inventezi alt termen, tu vrei să inventezi alt termen, da, practic, adică pentru tot ce e vegetal. Asta hamburger, să-i spun într-un fel. Da, de ce zici hamburger vegetal? Nu există. Ham este și de la șuncă. Sau chiftea vegetală. Da, spune chiftea. Chiftea vegetală. Hai, chiftele sunt și de dovlecel și alea sunt bune. Exact. Deci am există, uitați asta cu chifteaua, am greșit, îmi cer scuze. De ce să-i spui brânză dacă știm că nu e din brânză? Da. Brânza se face din lapte, nu? Eu îi spui închegată de amidon. Uite, vezi? Mai cumpără omul dacă îi spui închegată de amidon? Da, că eu zic că nu. Teoretic. Cumpără cumva, că e un public țintă care se adresează. Și dacă îi spui aglomerat de mazăre în formă cilindrică, nu e același lucru de, ca și cum îi zice cârnați vegetali, nu? Aglomerat de car. Noi am mai avut discuția asta aici, că teoretic vegetarianului sau veganului îi repugnă micii și cârnații și atunci... Tot respectul pentru el, înțelegem alegerea. Dacă vede mici din altceva decât carne... Da. Nu îi repugnă deloc. Unii poate mănâncă pentru că e mai sănătos, consideră ei să nu mănânce carne. Nișă. Nu, deci tot respectul pentru... Nu e adevărat că toți au mâncat carne la un moment dat și s-au lăsat dintr-un motiv sau altul. Da. În general de scârbă. Nu e adevărat. Dom'le, au și motive etice. Există și motive etice pentru care oamenii nu consumă carne. Plus în post. Adică în post sunt mulți oameni, nu consumă carne. Tot respectul să nu, că acum vegetarianii se supără pe noi. Mă, de ce vă luați? Nu ne luăm. Dar de ce îi zice brânză dacă nu e brânză? Da, uite, asta cu postul, poate vrei să mănânci un cârnat. De ce? Care nu e chiar cârnat, dar e aproape cârnat. Nu e cârnat. Aia, nu e cârnat. Mă, tu cumperi, de exemplu, dacă... Eu să le facă pe nat câr. Dar nu sunt făcute pentru noi, știi? Nu înțelegi că nu sunt făcute pentru noi? Că dacă... Sunt făcute pentru cei care consumă genul ăsta de produse. Eu acum sunt în partea cealaltă. Dacă eu încerc să-ți vând ție o bicicletă și spun că e mașină, nu-mi dai una, adică... Nu, păi nu, că îmi spui că e bicicletă, dar are spițe din iarbă. Nu, dar stai puțin, că nu e același lucru. Da, mă, fiți atenți, gata, mi-a venit acum. Yes. Deci, pentru că totul e pe dos, se le scrie invers. Dar nu chiar, ca poate că nu se mai înțelege nimic. Zăbrân, națcăr, cimii. Bravo. Cimii? Bun. Cimii. Niște râneca. Nu-i cimii. Cum? Râneca. Râneca, carne. Râneca. Tu spui pe silabe invers. Da. Schimbi foarte bună pe dos. Silabe pe dos pentru mâncare pe dos. Nu vrei să facem un son? Așa. Nu se mai pot face sondaje pe Facebook, din păcate. Dar... ce ziceți, ați fi de acord? Dați-ne mesaje. 0728 3132. Ca produsele vegetariene, care sunt pentru oameni care, din motive medicale, etice, nu pot să mănânce carne, să nu mai fie vândute sub denumiri de astea înșelătoare. Brânză vegetală, când iar nu e brânză. Și sau ca să-ți atragă atenția, să fie schimbate silabele pe dos. Mai zi o dată, cum? Deci, Hârneca, Țelșni, Hârgherbu, Cimii, În zăbră. Valcașca? Că poate o să facă și Valcașca de... Da. Bine, voi știți cât cașca valie, care nu are nicio legătură cu laptele și nu scrie că e vegetal. Telela. Nu i-aș mai zice lapte de migdale. Telela de migdale. Triau? De la iaurt? Da. Se poate face ceva corect. Asta zic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.